Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că în perioada 4 mai 6 iulie 2020 a avut loc derularea celui de-al șasele apel de recepționare a dosarilor privind subvențiile în avans. Proiect privind finanțarea startup-urilor acordate tinerilor și femeilor fermieri ce doresc să-și lanseze o afacere în sectorul agricol. Conform datelor obținute de la procesarea preliminară a cererilor, 32 de producători agricoli debutanți urmează să-și inițieze afaceri în agricultură cu planificarea investițiilor în sectorul dat de peste 29 milioane de lei ce vor genera crearea peste 80 locuri noi de muncă. Aportul statului pentru dezvoltarea celor 32 de proiecte investiționale urmează a fi de peste 18 milioane lei, surse disponibile spre a fi alocate din Fondul Național al Dezvoltării Agriculturii și Mediului Rural. Din totalul dosarelor depuse, 17 proiecte investiționale vizează sectorul zootehnic, în special cel picul. Vor fi procurate familii de albine cu utilaj specializat de producerea mierii. Și doi producători agricoli intenționează să-și lanseze afaceri în domeniul avicul și oierit. Totodată, urmare a examinării cererilor recepționate de către oficiile teritoriale ale agenției, s-a constatat că 11 proiecte investiționale se referă la înființarea plantațiilor multianuale și anume înființarea plantațiilor de nuci, alun, cireș, măr și vie. De asemenea, tinerii și femeile fermieri și-au dat interesul pentru efectuarea investițiilor pe teren protejat. Astfel, patru dosare vizează investiții în construcția serilor.